Lucrările sunt întoi la școala gimnazială numărul 5 din Schiela. O nouă sală de sport este construită pentru a asigura accesul sporit la educația copiilor și pentru a asigura condiții mai bune pentru desfășurarea procesului de învățământ al școlii. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 23.12.2020. Data de începere a proiectului este 2.04.2018, cu data de finalizare 30.06.2023. Văd că ați început în forță, da. Pregătiți terenul pentru o construcție propriu-zisă, da? Da. Păi o să facem o sală de sport. Acum pregătim terenul, ne apucăm de săpători. Așa, dăm drumul la treabă. Da, văd că aveți și băieții la fier. Avem aici, mult, pregătiți da. Fierul. Am adus echipa, da. Da. Este important să vă țineți de grafic, domnul Marius, da? Important pentru noi toți și pentru școala generală numărul 5 din Schiela, au nevoie de această sală de sport. Noi am atras fonduri europene pentru această sală. Să sperăm că ceea ce v-ați angajat în graficul de lucrări să mergeți cu el până la capăt. Păi suntem o firmă serioasă, îi dăm cu spor. Cu spor, cu spor. E bine spus, cu spor să meargă totul cu spor. Da. Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Avem o sală de sport pentru școala generală numărul 5, școala din Schiera. După cum vedeți, le-am făcut un teren în aer liber, dar era necesară și o sală de sport unde iarna sau în perioada ploioasă, toamna, iarna, când e necesar, copiii să-și desfășoare orele de educație fizică și sport aici. E un proiect de 2 milioane de lei, o mare parte, 1.600.000 de fapt, fonduri europene, 300.000 fonduri guvernamentale, primăria a pus doar 30.000 de lei. Totul ar trebui să fie gata în iunie anul viitor, deci începând cu 2023, din toamna anului 2023, copiii din Schiela să aibă o sală de sport modernă, civilizată, unde să-și poată desfășura orele de educație fizică și sport. Constructorul a început bine, sperăm să-l țină lucru pe care l-a început, să lucreze cu spor în această perioadă. Nu este nicio lucrare ușoară, dar nici una prea dificilă. Important este să funcționeze, să țină de graficul pe care ei și l-au asumat în momentul în care au venit la licitație. Am spus, o spun în continuare, banii europeni sunt bani pe care primăria a făcut eforturi să-i acceseze de fiecare dată. Sunt bani pe care trebuie să-i folosim, având în vedere că sunt cumva bani gratis. Fondurile europene reprezintă și trebuie să reprezinte un pilon important în dezvoltarea orașului, a infrastructurii educaționale, la care eu țin foarte mult. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale din Drobeta Turnu Severin, prin crearea de condiții în vederea asigurării accesului sporit la educația copiilor școlii gimnaziale numărul 5, prin intermediul infrastructurii realizate prin proiect. Se vor asigura condiții mai bune pentru desfășurarea procesului de învățământ al școlii. Construim o sală de sport, o suprafață de amprenta undeva la 250 m². Este o lucrare complexă, mult fier, na, zidării, ține vreo două încăperi cu etaj, o să fie făcut scară. Na, încercăm să ne încadrăm în termen până în 2023. Acum a venit să trec din terenul. Se construiește un corp de clădire de tipul parter plus etajul 1, clădire izolată termic, grupuri sanitare pentru ambele sexe. Clădirea nou construită va beneficia de toate utilitățile, izolare termică, racordare la rețeaua de apă, canalizare, alimentare cu gaz și grupuri sanitare moderne. Termenul de finalizare al lucrării este vara anului viitor, astfel că la debutul anului școlar 2023, elevii școlii gimnaziale numărul 5 vor avea o sală de sport modernă în care să desfășoare orele de educație fizică.